Celebrul deja Plan Național de Redresare și Reziliență pune la dispoziție fonduri generoase. O parte dintre aceste fonduri, respectiv 10 milioane de euro destinați pentru promovarea turismului, vor fi cheltuiți aiurea, așa cum susțin profesioniștii în domeniu, care îi acuză pe cei din USR pentru acest lucru. În plus, județul Hunedoara ar avea de pierdut foarte mult. Din 2017 există cadrul legislativ să înființăm OMD-uri. Acum s-au trezit că trebuie ei rapid să înființeze niște OMD-uri regionale, altă combinație marca Năsui, prinse în PNRR, pentru că se pierd 10 milioane pentru promovare. Acum s-a împărțit România pe niște criterii, să zicem, numai de dânsi cunoscute, în 8 zone turistice, pentru că normal, când nu ai minte, faci lucrurile prost. Eu au zis, câte regiuni de dezvoltare avem? 8. Perfect, pe alea facem OMD-uri. Nu poți, numai că turismul nu bate cu regiunile de dezvoltare, pentru că Hunedoara este mult mai greu să o combin cu Carașul decât cu Sibiu și cu Alba. Și s-au făcut până la urmă niște zone turistice, se vor crea aceste OMD-uri, se vor cheltui 10 milioane de euro din PNRR și așa vom avea și OMD-uri. Ce se va întâmpla mai departe rămâne de văzut. Iar dacă banii din PNRR par a se duce pe apa sâmbetei, în județul Hunedoara, care este pe locul 2 în țară ca potențial turistic după Constanța, nu s-a atras niciun euro dintr-un plan național de investiții în domeniu. Prezent recent în emisiunea La Subiect, Lucian Stanciu, președintele Organizației Patronale Turism DEVA Hunedoara, a precizat că județul Constanța, care are o infrastructură bine organizată și este pe primul loc în țară la acest capitol, a obținut fonduri. Mai există un plan interesant național de investiții în dezvoltarea turismului, unde spre surprinderea mea, și aici dacă așa este, deci când am văzut ultimul draft, dar cred că a și ieșit oficial, nu mai știu sigur, județul Hunedoara nu a reușit să obțină nici măcar un euro, în timp ce Alba, Sibiu sau alte județe cu care, așa să spunem, ne batem, au obținut milioane de euro ca să dezvolte stațiuni balneo, domenii schiabile și așa mai departe. Județul Hunedoara a reușit performanța să nu obțină nici un euro. Lucian Stanciu a spus că responsabilitatea în acest caz le revine celor de la Consiliul Județean Hunedoara prin direcția specializată pe care o are în subordine. Cine ar fi trebuit Consiliul Județean prin direcția cu numele lung pe care o are, care se ocupă și de turism, să fie și informat și să știe cum să nu piardă trenul și cum se fac aceste lucruri, pentru că au știut din atâtea alte județe de la noi și nu se poate lua județul Hunedoara oricum e dezvoltat din punct de vedere turistic, pentru că județul Constanța are o investiție prinsă, nu mai știu exact ce, dar are, care ar fi, să zicem, ca potențial noi și Constanța și cu noi am fi primele două. Nu, o greșeală care probabil va costa în continuare. Alții cresc, noi rămânem la ce suntem și nici nu exploatăm cum trebuie. Președintele Organizației Patronale Turism de DEVA Hunedoara crede că județul, în lipsa implicării autorităților, va fi sprijinit în ceea ce privește turismul de către Ministerul de Resort, în condițiile în care un devean este secretar de stat. Sper că nou Minister al Antreprenoriatului și Turismului lucrurile vor sta altfel. Județul Hunedoara ar trebui să fie un județ care să beneficieze mai mult decât altele și prin simplu fapt că avem un secretar de stat la turism de la DEVA, pe Lucian Rus. Se pare că există voință, am văzut și la nivel de organizații patronale că actualul ministru cu secretarii de stat încearcă să aibă un dialog, ceea ce pe vremea lui Năsui nu exista. Exista un dialog cu câteva ONG-uri. De data asta încearcă ministerul să aibă un dialog instituțional cu FPTR-ul, care este singura federație patronală legal cu reprezentativitate dobândită în instanță. Ne facem speranțe. Deveanul Lucian Stanciu este și vicepreședinte la nivel național al Federației Patronale din Turismul Românesc.